Samen, 40 Samenleser. Ich bin Sam. Ich habe eine Frau mit einem grünen Bein und einem abgeschnittenen Ohr. Ich habe eine Frau mit kahlrasiertem Schädel und Titten lang wie Ziegenhäuter. Morgens, wenn sie zum Markt geht, pissen ihr die Hunde ans Bein und die Rose erblüht. Ich habe eine zärtliche und lüsterne Frau. Sie leckt mir die Schokolade von den Fingern und meine Finger irrigieren sich. Ich bin Sam. Ich habe auch einen Buckel, den hat Mutter mir geschenkt, als er ein Kamel war. Ansonsten bin ich von heiterer Natur. Wenn es regnet, kriege ich Lust, ins Kino zu gehen. Doch mein Herr legt mich an die Leine. Ich bin ein nasser Hund. Ich übe mich in Geduld und schweige. Ich mache kleine gelbe Würstchen. Ich denke an den lieben Gott. Minodora îl visează pe Sam. Mama mi-a spus, Minodora, nu te mai gândi la Sam când te duci la piață. Gândește-te la varză și la costiță. Fii o femeie cuvincioasă. Ce parcă vei tu, mi-am zis, nu se gândea, nu-i cânta și lui tot timpul pasărea în cap. Bine, dar Beethoven, mi-a spus mama, a luat cârpa de praf și a început să șteargă urechile geniului. Și asta numai pentru că îmi vine să scriu despre tine cum îmi vine să strănut sau să cas. Te-am visat azi noapte. Aveai un copil cu cap de pisică, era drăgălaș ca un mărțișor. Strigai cât te ținea gura. Veniți să vedeți prin câte trece o piatră mișcătoare până la frumoasa statică. Ce chestie și asta, când uiți să te închini înainte de culcare. Sam, ai plătit lumina? Mă întrebați. Îți mai aduci aminte, Minodora, cum ciocăneai dimineața la cocașa mea și dinăuntru se auzea Nilul susurând și palmierii și viperele mici și galbene ca niște jachiere de damă și glasul lui Ramses proaspăt trezit din somn când tocmai te visase în slipul tău triunghiulat în care clipea ochiul lui Dumnezeu. Ții minte cum mergeam împreună la servici, cum mâncam covrici cu Susan și tu îți ridicai puțin noaptea de pe ochi? S-a mai plătit lumina? Mă întrebai. Erai pudică. Eu te duceam cu vorba, îmi plăcea întunericul tău, mă bălăceam în el până ajungeam pe emisfera cealaltă. Acolo mă așteptau 20 de băieții. Ascuțeau creioane. Voiau să știe ce mai face Ramses. Le răspundeam, vorbește la telefon. Sam îl caută pe Elohim. Am ieșit pe dig să-mi scutur hainele de viață. Sunt disperat, sunt un cimpanzeu părăsit. N-am vești de la tine, nu-l găsesc pe Elohim. Nu știu unde l-am pus. În cutia cu scule n-a rămas decât un cui ruginit. Ce Sam sunt și eu. Mi-am lăsat personalitatea în autobuz pe scaunul de lângă fereastră. Ea nu se vede, dar se simte. E caldă și moare, ca o plăcintă cu brândă. Voiam să ți-o dau, să guști din ea, să-ți bucur cu mine dinții și limba. Trei nopți am tot numărat, nesfârșite sunt oile Domnului. Aș vrea să vin apoi cu rotilele tale, cu carnavalul tău, cu moartea premoarte călcând. Ce practic e prazul ăsta, durează mai mult decât trandafirul. Die Ratschläge von Sam an seinen Sohn Benedikt. Achte darauf, wie du dich benimmst, Benedikt. Sei wie das Frühstücksei, weder zu hart noch zu weich, wie die Wassermelone, weder grün noch überreif. In Gesellschaft sei der Kuckuck aus der Uhr, singe bloß zur rechten Zeit, nicht bellen und nicht beißen. Die Kleinen wickelst du ein, den Großen lächelst du verhalten zu.
Diener dichter Gesetze sind nützlich wie die Hand des Herrn für den Hund und die Marketenderin für den Soldaten. Bist du verliebt, so gib den Bettlern Geld. Die Frauen betrittst du wie eine Kirche. Vergiss dein Ideal nicht, übe ständig das Einmaleins und sei anständig. Iss auf der Straße keine Sonnenblumenkerne, lerne die Sprachen der Nachbarn, doch mit Gott rede nur in deiner Sprache. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und begehre weder dessen Ziege noch dessen Frau oder Bucke. Pass auf, denn draußen ist einer, der ruft dein Huhn. Achte darauf, wie du isst, Benedikt. Schmatze nicht und schlürfe nicht. Lass immer ein Stückchen im Teller liegen und töte den Anarchisten in dir. Sam și cățelușa Dracula pe Bulevardul Ferdinand. Am ieșit la plimbare cu cățelușa Dracula pe Bulevardul Ferdinand. Era o larmă mare și roșie. Dracula se făcea tot mai mică, se topea pasăminte ca o bucată de unt la soare și am trecut în nod Dardanelele și Bosforul și Gibraltarul, cum lingi trei acadele de culori diferite. Unde ești, Sam, iubitule? Se auzea de supat. Și au început să iasă pe rând fostele mele femei, 37 la număr, toate cu botnițe, toate duse la tăiere. Și eu mă bucuram ca un copil, îmi lăsa gura apă, când vedeam deasupra capului mădularul lui Dumnezeu și roindu-mi pe frunte. Sami e un anarh moderat. Benedict se ține de bara de sus. Sam se ține de bara de jos. Benedict e mai înalt și mai alb. Sam e mai mic și mai negru. Dar cel mai alb dintre toți e Terente, patronul librăriei Concordia după clasificarea marelui sociolog Linné. Există anarhi, anarhiști, monarhi. Benedict umblă să-l împuște pe Terente. N-am nevoie de copii anarhiști, strigă Sam. Lasă monarhul în pace. Orice berbece are nevoie de un zid. Sam e un anarh moderat. Preferă să spargă geamul. Dar cu atât nu se intră în istorie. Terente mit Gerechtigkeit. Grabe, Sam, sagt Terente. Und Sam gräbt und gräbt. Bis zu den Brüstchen, bis zum Bäuchlein, bis zum Knöchelein, am Füßlein, bis zum Spritzelein, bis zum Toten Meer, wo ein Tor ist, bitte sehr, und ein Mensch am Abend klopft. Doch es hört ihn keiner. Ich will meine Dora wieder haben, ruft Istobito der Erschöpfte, weil sie ist mein Bett. Nein, meines, sagt der Sam und hängt ihm seinen Buckel um. Doch da kommt der Rente und übt Gerechtigkeit. Minodora ist weder sein Bett noch dein Bett, auch nicht jenes der Nachkommen eurer Nachkommen.